Ana Halep, enervat la culme la Cluj. Întrebarea care a scos-o din serite pe cea mai bună jucătoare a lumii. Simona Halep a ajuns luni seară la Cluj, unde va participa la meciul de Fed Cup dintre România sublinierei Elveția, sublinierei a transmis ce, din punctul său de vedere, ia sublinierei celelalte colege au fost ca necesar pentru a câștiga tiga cea mai importantă competiție pe echipe din tenisul feminin. După un Australian Open dus până în final cu multe probleme fizice, Simona a absentat de la meciul cu Canada, jucat tot la Cluj sublinierei că sublinierei tigat fără probleme de România, iar acum sper că întoarcerea sa în sânul formației de Fed Cup va fi una de bun augur. Două puncte, sper ca revenirea mea să fie bun. Se, mică subliniere tig meciuri subliniere i se că subliniere tig me partida. E un meci cu emoții, dar va fi frumos, a declarat liderul mondial, citat de Telecom Sport, înainte să anunce ce impresia sa este ce România are toate sublinierea ansele unui parcurs lung în Fed Cup. Dacă va trece de Elveția sublinierei se va califica în grupa mondial, suntem măcar cu jucătoare foarte puternice, cu o echipă foarte bună. Toate jucăm la nivel înalt sublinierei sper să artem asta sublinierei la Fed Cup. Da, eu cred că avem subliniere anse se că subliniere tigme competiția, însă nu e în subliniere or. Obiectivul nostru este să mergem spre final. Usn, ameninat cu scindarea. Cioloi noul său partid. Bomb cu ceas. Despre Simona s-a spus ce i-a invitat la meciul de la Cluj pe Horaciu Meleiele sublinierei George Mihic, cei doi actori cu care e bun prieten, însă Halep spune ce acest lucru nu s-a întâmplat. Două puncte, se inventează foarte multe povești sublinierei despre viața mea personal. Sublinierei despre acest lucru. Domnii au spectacol, n-am invitat pe nimeni, dar sunt binevenici la orice meci de al meu, a subliniere acum dând sublinierei subliniere tiu. Îi invit mereu cu drag, dar acum merg la spectacol, a spus Constanciuanca. Vizibil iritat de întrebare, după care a plecat imediat din fața reporterilor care îi luau interviul, potrivit ProSport.ro. Meciul România, Elveția se joacă la Cluj, la finalul acestei săptămâni, 21 la 22 aprilie, iar că subliniere tigtoarea va obține calificarea în grupa mondială. Florin Segrceanu se bazează pe Simona Halep, 1 vta, Sorana Cârstea, 34 vta, Irina Begum, 38 vta, sublinierei Mihaela Buzărnescu, 40 vta, în timp ce elvecienii mizează pe Timea Baksinski, 46 vta, Victorija Golubic, 107 vta, sublinierei Jill Teichmann, 136 vta, sublinierei pe veterana Patti Schnider, 39 de ani, 149 vta, convocat în ultimul moment.